Bine ați venit la 5 minute pentru suflet. Mereu când îmi amintesc de tatăl meu, îmi amintesc cât de determinat era el și ce hotărât era el să creadă că Dumnezeu nu există. Avea așa o listă lungă de argumente, mai ales își pusese așa un standard foarte înalt cu privire la oamenii care mergeau la biserică, indiferent că erau neoprotestanți, erau ortodoxi sau de orice confesiune. Avea o listă și mereu se gândea ce minusuri au, cum greșesc. Se aștepta ca toți oamenii care merg la biserică să fie perfecți. Asta m-a făcut pe mine ca după ce am devenit creștină să mă rog ca el să primească un semn de la Dumnezeu, să primească o revelație specială ca să creadă. Și într-o zi i-am zis: tăticule, vreau să te provoc. Vreau să te provoc să faci o rugăciune. Spune lui Dumnezeu așa: Doamne, nu cred că existi, dar dacă existi, dă-mi un semn. Prima dată a zis: în niciun caz nu fac asta, asta e o prostie. Și i-a spus: dacă nu faci asta, înseamnă că ți-e frică că s-ar putea să fie adevărat. Și ce credeți? A făcut rugăciunea asta, cred că a făcut-o cu sinceritate, pentru că la scurtă vreme a avut un vis, a primit un semn care a fost așa de tulburător pentru el. Mi-aduc aminte că s-a trezit și toată noaptea a umblat prin casă, n-a mai putut să stea. Credeți cumva că în următoarea perioadă el s-a apropiat de Dumnezeu? Nu. Deși oamenii caută semne, caută dovezi, caută miracole care să le demonstreze că Dumnezeu există, atunci când le primesc, le ignoră. Nu le bag în seamă. Iisus spune la un moment dat despre generația care caută semne că este o generație rea. Spune Luca 11:29. Această generație este o generație rea. Ea caută semne. Ea caută un semn. Ea caută un miracol. De ce a spus oare Iisus asta? Poate pentru că și-ar fi dorit ca oamenii să audă adevărul simplu, curat și apoi să creadă, nu? Cum a fost în cazul lui Iona când s-a dus în orașul Ninive, a predicat și oamenii s-au pocăit, auzind doar un mesaj simplu, fără miracole, fără semne, fără minuni. Uneori credem că miracolele ajută și ajută, dar credeți-mă, nu întotdeauna este așa. M-am trezit săptămâna trecută rugându-mă și am zis: Doamne, te rog, în următoarele 6 luni din acest an, fă mai multe miracole în biserică. Vreau să văd semne și minuni. Știu că vedem cu toții vindecări. Vedem vindecări fizice, vedem vindecări emoționale, vedem cum Dumnezeu restaurează familiile, vedem cum Dumnezeu pune un zâmbet în locul depresiei, vedem lucrurile astea. Dar noi creștini câteodată credem că dacă am vedea mai multe miracole, biserica ar fi mai relevantă. Dar nu este deloc așa. Îmi aduc aminte, la un moment dat venise în biserică o femeie care avea tumoră la creier în ultimă fază. Mai avea doar câteva săptămâni de trăit. Și o prietena ei, care era în biserica noastră, a chemat-o. Marin s-a rugat pentru ea, ne-am rugat împreună pentru ea. Și ce credeți? Imediat, la următoarea analiză, tumora nu mai era acolo. Dispăruse. Știți de unde știu asta? De la prietena ei. Pentru că ea n-a mai venit niciodată în biserică. Nu știu dacă semnul ăsta, gândiți-vă, mai avea câteva săptămâni de viață și primisese viața înapoi. Ce miracol și ce semn! Nu știu dacă lucrul ăsta a făcut-o să-L caute pe Iisus, să-L găsească pe Iisus, nu știu. Dar știu un lucru. Ceea ce l-a schimbat pe tatăl meu și ceea ce l-a determinat pe el, ca la 72 de ani, să-L primească pe Iisus în inima lui, să se boteze și să își exprime credința în Iisus, nu au fost miracolele pe care le-a văzut în diverse situații. Nu a fost acel vis pe care l-a avut. A fost viața schimbată pe care a văzut-o noi. A văzut relația noastră de familie, relația mea cu Marin, relația noastră cu copiii. A văzut dragostea din biserică, pentru că a stat 4 luni la noi. A văzut sinceritatea oamenilor. Și asta ne-a și spus: lucrul ăsta mi-a dat de gândit că Dumnezeu există. Omenirea are nevoie de semne. Doar că semnele și minunile de care omenirea are nevoie, de care generația asta noastră are nevoie, se găsesc în tine și în mine. Schimbarea din inima noastră, vindecarea din inima noastră, viața noastră schimbată, este semnul de care oamenii au nevoie. Nu uita, pentru ca generația în care trăim să cunoască adevărul,
au nevoie de tine. Tu ești miracolul.